ziua și bine v-am găsit la un nou clip. În acest video o să facem un unboxing la o motocicletă Alfa Rad. Este vorba despre model A8 de 300 de centimetri cubi. Alfa Rad este vărul îndepărtat sau unchiul sau ce vreți voi al KXD. O să desfacem și o să o montăm. Ok, cam așa arată fără cutie, într-un cadru metalic de protecție, să nu se producă deteriorări pe transport. Acum o să desfacem cadrul și o să începem ansamblarea. Cam așa arată fără cadru, este fixată foarte bine ca să nu pățească nimic la transport. Furca și tot. Ați Alfa Rad Sport Equipment. Desfacem și continuăm montajul. Ok, am pus-o pe stander. Cam așa arată. Așa, avem aici prolincul, nu este legat. Cam așa arată. Și o să începem să montăm ușor la ea. Începem să prindem partea din spate, suspensia, și apoi să ne mutăm ușor pe față. Bineînțeles, toate șuruburile trebuie verificate, absolut toate. Cum am spus, verificăm absolut toate șuruburile să fie strânse, toate, pentru că sunt șanse ca din fabrică să scape vreunul nestrâns. Deci luăm prima oară, dacă am început cu spatele, facem spatele, apoi o să ne mutăm ușor către față. Partea cealaltă la fel. Semicadrul este strâns. Continuăm verificarea. Aici avem o cutie în care avem hangguardurile. Așa, deoparte. Aici avem pedala de la schimbător, bucși, distanțiere de la roată, niște șuruburi. Așa. Prinderile la hangguarduri, supapa de la bușonul la rezervor. Manualul motocicletei, o trusă de spune, certificatul de conformitate,
aici avem instrucțiunile de montare, unde este explicat pas cu pas cum să o asamblați. Nu este obligatoriu să urmați fix ordinea aceasta. O să vedeți că noi n-am urmat ordinea, dar sunt explicate fiecare în parte cum se montează. Cam așa ar trebui să arate la final. Da, haideți să continuăm. Da, aici avem și gradațiile de reglare ale ghidonului. O să-l punem pe 0 noi. Da, în funcție de preferințele fiecăruia și îl poate modifica. Și punem maneta de ambreiaj. Punem și butonul de lumini. Restrângem și am terminat cu ghidonul. Ok, mai departe montăm aripa față. Avem două șuruburi deasupra și două de dedesubt. Ok, mai departe punem farul. Fixăm în șuruburi. Avem două șuruburi, într-o parte, într-o parte. Punem și să țină capul de frână. Ok, mai departe punem hangguardurile. Gata și hangguardurile. Mai avem cricul și roata față. Și apoi s-o pornim să vedem și cum se aude. Ok, venim cu roata. O băgăm ușor în etrier. Trei plăcuțe. Ok, am băgat și șurubul. Învârtim să fim siguri că este centrată roata în furcă, este în regulă. Acum putem să strângem. Ok, este centrată. Acum o să strângem la 70 N. Ok, punem și cricul. Punem și arcul. Ok, desfacem șaua să prindem bornele. Așa, are un șurub pe dedesubt. Așa. Aici avem bateria, releul de pornire, CDI-ul, filtrul de aer dedesubt. Punem bornele. Ok, acum îi punem șaua la loc. Prindem șurubul și o să încercăm să o pornim. Ok, cam așa arată montată, gata. Acum o să dăm afară și o să îi punem benzină și o să încercăm să o pornim. Ok, i-am pus benzină. Dăm drumul la robinet. Dăm rezerva. Așteptăm puțin să curgă benzina în carburator. Punem contactul. Okay.
contactul și haide să vedem dacă o ia. Să-i facem și un test drive în pădure, să vedem și cum se comportă off-road. Vă mulțumim pentru vizionare și nu uitați like și abonare la canalul nostru. Dacă aveți ceva întrebări, ceva sugestii, vă așteptăm în secțiunea de comentarii.